Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Spitalul Aurel Tulbură din Făgăraș va fi dotat cu paturi, noptiere și saltele aproape noi. Toate acestea au fost donate de către administrația locală din orașul Nürnberg, cu sprijinul Consiliului Județean Brașov. Lucrurile vor ajunge la pacienții din spital doar după 1 iulie, date la care instituția medicală va intra în subordinea Consiliului Local din Făgăraș. Administrația locală din orașul Nürnberg, Germania, a donat paturi, noptiere și saltele spitalului din Făgăraș. Acest ajutor a fost facilitat de Asociația Romanima cu sprijinul unei fundații de caritate din Germania, dar și al Consiliului Județean Brașov. Astăzi au sosit toate aceste lucruri în orașul nostru. Protocolul cu orașul Nürnberg funcționează. Această donație a fost făcută de către o asociație creștină din Nürnberg prin intermediul Asociației Culturale Romanima din Nürnberg și a Consiliului Județean Brașov. Sunt 26 de paturi. Este un sprijin extraordinar pentru spitalul din Făgăraș, mai ales în această situație în care la 1 iulie suntem nevoiți să preluăm spitalul din toate punctele de vedere. Eu mulțumesc Consiliului Județean pentru această relație pe care o promovează cu partenerul german, cu Nürnbergul, și pentru noi este un sprijin real, cu atât mai mult cu cât există anumite secții care suferă din acest punct de vedere al mobilierului de specialitate. Este vorba despre 26 de paturi, 19 noptiere, 31 de saltele, 8 saci, 3 birouri, 2 lămpi și 45 de cutii cu lenjerie. Pe lângă acestea au fost donate și o mașină de cusut, dar și o combină muzicală. Sunt paturi pe care le vedeți cu un anumit specific probabil pentru chirurgie și sunt echipate complet cu noptiere, cu mese pentru servirea mesei la pat, lenjerie de pat, am văzut niște cutii chiar cu halate pentru personalul, pentru pacienții de gen feminin și pentru copii și chiar și o combină muzicală, probabil ce va fi destinată compartimentului de distrofici din cadrul secției de pediatrie. Nu doar instituția medicală din municipiul nostru va beneficia de sprijin din partea nemților. În viitor și alte spitale din județ vor fi dotate cu paturi moderne. Restul paturilor sunt pentru municipiul Brașov, pentru spitalele din municipiul Brașov. Am mai primit o solicitare de la Rupea. În funcție de numărul de paturi și de solicitări, vom vedea ulterior ce vom face. Toate aceste lucruri vor ajunge la spitalul din Făgăraș doar după ce instituția va intra în subordinea administrației locale, adică după data de 1 iulie.